Autoritățile de la Kiev vor negocia cu separatiștii din estul Ucrainei doar după ce aceștia vor depune armele. Apelul a fost reiterat de președintele țării, Petro Poroșenko, la o întrevedere cu șeful administrației din Donetsk, desemnat de autoritățile de la Kiev, Serghei Taruta. Insurgenții însă nu cedează. Drept dovadă, noaptea trecută au continuat luptele. Între timp, zonele afectate de violențe sunt în pragul unei catastrofe umanitare, iar localnicii părăsesc în masă orașele. Teroriștii au încercat să ocupe noaptea trecută un punct de control al militarilor ucraineni situat în apropiere de Slaviansk. A avut loc un schimb de focuri, iar după ce un lunetist pro-rus a fost ucis, insurgenții s-au retras. Nu sunt semne însă că apelul președintelui Poroșenko, ce le-a cerut separatiștilor să depună armele pentru a demara negocierile, va fi pus în practică. Potrivit presei ucrainene, ministrul de interne Arsen Avakov a anunțat că 3 tancuri de tip T-72 au trecut noaptea trecută frontiera de stat a Ucrainei cu Rusia și s-au implicat în lupta contra militarilor antrenați în operațiunea antiteror în localitatea Snejnoie. Se întâmplă în contextul în care anterior ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Federația Rusă nu intenționează să introducă în Ucraina soldați și tehnică militară. Între timp, teroriștii au expediat o scrisoare a autoproclamatului primar din Donetsk și au cerut acces la tancuri și alte vehicule militare din cel de-al doilea război mondial expuse la un muzeu local. Totodată, în regiunea Donetsk ar urma să ajungă în perioada următoare aproximativ 80 de sabotori din Crimea, trimiși de serviciile speciale ruse, spune șeful Centrului Ucrainean de Cercetări Militar-Politice Dmitri Tâmciuc. Presa ucraineană scrie că regiunile afectate de violență se află în pragul unei catastrofe umanitare. Asta deoarece militanții proruși din estul țării îi jefuiesc pe civili în plină stradă. Localnicii părăsesc în masă orașul deoarece rămân fără surse de supraviețuire. Самое страшное, что там, там старики остались, их никто не заберет, никто, они умирают там, без еды, без света. Не хочу я об этом говорить, я прохладываюсь. А что брали? Штаны, кроссовки, майки, футболки, такое все. Документы и все. Все, что смогли взять, то и взяли. Чтоб немного и не тяжело. Între timp, ucrainenii au primit mesaje de încurajare de unde se așteptau mai puțin. În centrul capitalei Rusiei a avut loc un meeting la care au participat mai mulți locuitori ai Moscovei solidari cu cetățenii Ucrainei. Собрались для того, чтобы выразить вам полную поддержку в той борьбе, которую вы ведете, в борьбе за принципиально иное будущее, за свободную, справедливую Украину, за независимость от путинской России.